Astăzi o să vă spun un story time despre una dintre cele mai ciudate și fără sens întâlniri la care am fost vreodată în perioada în care am fost singură, 2018-2019. Story time de astăzi s-a întâmplat în 2018, deci acum 3 ani și aveam 19 ani la momentul ăla și eram singură și disperată. Da. Deci... Totul a început așa, un tip mi-a scris pe Instagram și gen, era drăguț, numai că era gen super not my type, la modul ca stil de viață, ca preocupări, ca tot, era efectiv un om cu care știam că nu am cum să mă înțeleg, dar m-aș fi dorit să mă înțeleg, nu știu cum să zic, gen era tipul ăla cool, acum de fapt nu-l mai văd cool, dar atunci mi se părea ceva din cool, popular, chestii, acum nu mi se mai pare oricum l-am trecut, mă rog. Dar la momentul ăla, nu știu, gen mi se părea mișto și mă făcea să mă simt prost gândul ca și cu el, dacă asta are sens, la modul nu mă simțeam good enough for him. Dar să începem. Deci am început să vorbesc cu băiatul ăsta pe Instagram. Tipul făcea YouTube, dar nu la modul super serios. Adică cam ca mine acum. Mă rog. În timp era popular el, mai popular decât mine și gen... He was doing something și eu nu. Adică la momentul ăla eram la facultate, eram primul an, eram... destul de mică și nu făceam nimic. La modul mergeam la facultate și atât. Nu făceam banii mei, nu aveam alte preocupări, nu aveam nimic serios în cap de făcut la vârsta aia. Mă rog, și chestia cu acest tip era că el era tot de vârsta mea, adică avea și el 19, aproape 20 de ani, numai că el era clasa 11 și eu eram la facultate. Și el mi-a zis că el e clasa 11-a pentru că l-au dat părinții cu un an mai târziu, ok. Și că după, în clasa 10-a sau tot a 11-a, ceva de genul repetat clasa 11-a acum a doua oară, driga lui l-a lăsat repetent pentru că era geloasă pe el că el face mai mulți bani decât ea. Da, then who says that? Who does that? Mă rog. Deci asta era gen the start cu this guy, gen. El era 11 și avea 20 de ani și diriga lui a fost geloasă pe el și de-aia a ajuns el în situația asta. Mă rog. Ideea e că noi vorbeam primăvara, gen era în perioada Paștelui și cred că vorbeam de vreo 2 săptămâni și tot zicea să ieșim și eu tot ezitam, lucruri pe care fac l-aș face în continuare. Adică, nu știu, mie e mai greu până ies prima oară cu persoană și până accept, adică trebuie să-mi câștige încrederea, nu știu, să-mi placă destul de mult de ani cât să decid să ies cu ea și să nu regret că am stat acasă. Că n-am stat acasă, să nu regret că n-am stat acasă, mă rog. Deci se apropia Paștele și el tot începuse să-mi zică să ieșim și, nu știu, cred că m-am simțit puțin presată ca... într-un final să zic ok, putem să ne vedem puțin și am sfârșit prin a ne vedea de Paște sau cred că a doua zi de Paște, ori era Paște, ori era a doua zi de Paște, cred că de fapt era a doua zi de Paște, mă rog. Ideea e că băiatul ăsta, o altă diferență foarte mare față de cum eram eu la vremea era că eu stăteam cu părinții, evident, și de Paște venea bunicul la noi, la modul, era ceva de familie în care stăteam acasă cu familia, adică nu aveam vreun gând să fac altceva sau posibilitatea să zic gata, plec, mă văd cu străini de pe net. Mă rog, ideea e că el avea părinții divorțați și fiecare stătea în altă casă. Gen, maică-sa stătea într-o casă, taică-sa stătea în alta și el stătea în a lui, care evident era de la ei, dar tipul... stătea singur, dar nu mereu, adică uneori se ducea și locuia cu maică sau uneori locuia cu taică-tu și uneori locuia singur. Și casele astea erau un a lui și a... de fapt nu știu a cui. Două din casele astea erau într-o zonă foarte departe de mine și una era mai centrală.
Chestia e că eu stăteam una din alea care erau foarte departe și în ziua aia de a doua zi de Paște când ne-am văzut, m-a chemat să ne vedem acolo, la modul nu să mă duc la el, dar să îl aștept acolo și după să ieșim. Și am ajuns la zona aia care era la o oră și ceva de mine, mă rog. Am ajuns și l-am așteptat și am stat și am stat și am stat și omul nu mai venea. La modul, cred că am stat să-l aștept vreo 45 de minute, dar îmi tot zicea că face ceva și că acum vine. La modul îmi răspundea, de îi dădea mesaj și am ajuns cât mai ai, cât mai ai, cât mai ai. Și îl mă ținea la curent că mai are puțin și urmează să ajungă, mă rog. Ideea e că după ce a trecut super mult timp a venit și a venit și efectiv era cu un tip și aproape nu m-a salutat, nu știu cum să zic, gen efectiv eu stăteam aici, ei au traversat, au venit și gen m-au luat așa de pe drum, nu știu cum să zic, la modul nici n-am vorbit și la un moment dat tipul ăla cu care era a plecat și tipul ăsta gen my date mi-a zis că hai să ne ducem să luăm pe cineva de nu știu unde care stătea pe prin zonă, gen efectiv m-am dus cu el și ne-am dus acasă la un prieten de-al lui și gen i-am cunoscut părinții lui ăla și l-am luat pe tipul ăla cu care ne-am întâlnit și a zis că o să mergem cu mașina la celălalt apartament al lui ca să-și ia cățelul. By the way, tipul ăsta avea un câine foarte mare și negru și din câinele ăla era efectiv cât mine. Mă rog. L-am luat pe tipul ăla pe care nu-l cunoșteam și care era tot de vârsta mea. Toată lumea era de vârsta mea și toată lumea era la facultate, în afară de tipul ăla care era încă clasa 11 și care era my date. Mă rog, l-am luat pe tipul ăsta și m-am urcat în mașină cu ei și am fost super speriată, la modul efectiv conduceau peste 100 în centrul Bucureștiului. Și erau niște străini și nu știam și efectiv mă simțeam ca un cacat, efectiv, de nu mi-era frică. Am început când ei au stat amândoi în față și eu am stat în spate. Mă rog. Și am început din spate să dau mesaje la efectiv toți oamenii pe care îi cunosc, să le zic unde sunt și cu cine sunt în caz că I get killed. Someone should know about me. Mă rog. Am ajuns la apartamentul ăla unde trebuia să-și ia Dita mai câinele și le-am zis că nu vreau să urc cu ei, gen, pe bune, erau doi străini, deci mi-aș fi dus cu ei într-o casă, la modul, nici nu știam cum îl cheamă pe celălalt și nici acum nu cred că știu. Mă rog. Deci le-am zis că nu vreau să urc cu ei și au început să râdă de mine, mă rog, nu la modul râdă într-un sens de ha-ha-ha-ha-ha. Au început efectiv să râdă de mine că gen, dar ce crezi că te-am violat? Sau gen, ce ți-e frică de noi? Sau chestii, mamă, ce mișto suntem noi. Mă rog, și-au luat câinele ăla și după ce au venit înapoi la mine la mașină, au băgat câinele ăla în bagaj, cred. Sau stătea în spate cu... Nu mai știu, ideea e că am stat cu câinele ăla undeva în spate. Și eu la momentul ăla nu suportam câinii, gen îi uram efectiv, gen îi detestam și mi-era frică de ei, adică mai ales că era un câine de luptă, era un, nu știu cum se cheamă, mă rog, era un câine de luptă și era foarte mare, gen era și foarte greu, efectiv era cât mine, avea mai multe kg decât mine câinele ăla, gen logic că nu vreau să stau cu el, nici nu-l cunoșteam, anyway. Au ajuns la mașină, au băgat câinele în mașină cu mine și au decis să ne ducem după la Victoriei, unde o să ne întâlnim cu mai mulți tipi care au și câini. This was my date. Mă rog. Am ajuns la Victoriei și am început să mă liniștesc pentru că știam că e metrou acolo și că pot oricând să-l iau și să fug acasă. Ideea e că ne-am văzut acolo la împarcarea de la Victoriei cu un tip pe care îl cunoșteam de câțiva ani. Îl știam de când eram eu în liceu și, nu știu, mă simțeam destul de... Era un asshole, dar îl știam și chestia asta mă făcea să mă simt safer. Deci ne-am întâlnit cu tipul ăla pe care știam, eram cu date-ul cu care eram, tipul care a venit cu noi cu mașina și ne-am mai întâlnit că cu încă doi tipi și toți aveau câini. Și eram și eu acolo, efectiv. Asta era, eram și eu acolo printre ei. Mă rog,
Ne-am dus într-un parculeț de pe lângă, am stat cu câinii, ei se... Efectiv, ei au vorbit în continuu doar despre câinii lor și despre afaceri și business-uri și combinații și chestii. Și eu efectiv stăteam acolo și mă simțeam oribil. Ideea e că n-am stat foarte mult și le-am zis după... I-am zis date-ului meu că o să plec acasă pentru că... Se face târziu. Mă rog, cred că era nou, dar vreau să merg acasă. Vreau să vizitat acasă și regretam că am venit. Mă rog, am zis că vreau să plec acasă și el a avut așa o reacție de... Păi, dar de ce? Că credeam că după mergem toți la mine și nu știu ce facem. Și am zis că nu se poate, pentru că este a doua zi de Paște și trebuie să stau cu familia mea. Da. Mă rog, i-am zis asta și gen a înțeles și i-am zis că poate ne vedem altă dată. Mă rog, le-a zis tipilor ăla că urmează să plec, ei au rămas acolo în parc, ne-am luat la revedere și tipul ăsta a venit să mă conducă la metrou. Și ăla a fost efectiv singurul moment din toată întâlnirea în care eu am stat singură din alea bașeia până la metrou. Bine, erau mai mult de mers. Alea 5 minute până la metrou au fost singurele minute în care eu am stat doar eu și cu câinele și cu date-ul cu care eram. Și am ajuns la metrou și efectiv nu ne-am pupat la modul, nici numai, nu ne-am pupat, nu ne-am ținut de mână, nu m-a atins. Efectiv, mă rog, după ce am plecat, cred că i-am dat, mi-a dat el sau i-am dat un mesaj. De fapt, cred că el mi-a dat că nu mai aveam intenția să-l caut vreodată. Și m-a întrebat cum m-am simțit. Și am spus că nu m-am simțit prea bine, pentru că nu știam că o să mă văd cu el și cu toată gașca lui și cu toți căței din lume. Și el a fost ceva de genul, păi la mine întâi trebuie să îmi demonstrez că nu știu ce, că altfel... Eu nu pun femeile înaintea prietenilor și ca să câștigi timp singur cu mine, singură cu mine, trebuie întâi să gen, treci prin etapele astea de să fii cu mine și mai boys și chestii. Și eram gen ok. Nu i-am zis că nu o să mai vedem niciodată. Tipul a văzut, de fapt n-a văzut, pentru că tot continua să-mi scrie următoarele zile. Și nu cred că și-a dat seama că cât de ciudat și anormal și cât de prost și nașpa m-am simțit la acest date. Ideea e că mi-a mai scris după și de gen zilele următoare mi-a mai scris că poate de următoarea dată ne vedem și suntem singuri sau poate vrei să vii la mine și eram gen... Ideea e că, nu știu, ne-am mai răspuns și după mi-a mai tot scris, dar așa, la distanță de timp, gen nu mai îmi răspundea la story-uri, nu mai băgam seama, mai încerca. La modul ăsta s-a dat în 2018 și m-am uitat zilele astea înainte să decid să fac story-ul ăsta, m-am uitat pe mesajele cu el și am văzut că mi-a scris până în 2020. Și, that was it. Una dintre cele mai ciudate date-uri și experiențe pe care le-am avut, un date la care mai bine stăteam acasă și nu se mai întâmpla. Am și date-uri foarte nașpa, care puteau să iasă foarte urât. Aici, mă rog, nu s-a întâmplat nimic periculos sau ceva de genul ăsta, da, deci... Asta a fost experiența mea. Gândiți-vă mult înainte să ieșiți cu cineva ca să nu regretați, să vă fi dorit ca mai bine să fiți stat acasă.